Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a încheiat un parteneriat cu Fundația Umanitară Nord 2001 pentru a desfășura o campanie de donare de sânge care a debutat abia după oficierea unei ceremonii religioase de sfințire a Centrului de Transfuzii Suceava. Slujba a fost condusă de preasfințitul Damaschin, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Dăruiește celor care se ostenesc aici, precum sfinților tăi apostoli și sfințiților tăi slujitori, înțelepciune și răbdare, dar tămăduitor și luminare. Vindecă, Doamne, pe toți cei care sunt bolnavi și niciuna dintre bolile și suferințele aducătoare de moarte să nu cuprindă pe cei care se ostenesc aici, că și ei sunt robi ai tăi care fac lucruri bineplăcute înaintea ta și iau aminte la poruncile tale cu toate blabia plinindu-le. După oficierea ceremoniei religioase, preasfințitul Damaschin i-a îndemnat pe credincioși să doneze sânge, pentru că sângele înseamnă viață și nu poate fi fabricat. Și când tu dai din ceea ce ai în lăuntrul tău, în venele tale, pentru ca cel care are nevoie în venele și în lăuntrul lui nevoie, atunci tu devii colaborator cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură. Și Dumnezeu binecuvintează. Și Dumnezeu se milostivește. Și Dumnezeu are grijă. Și Dumnezeu răsplătește. Joi, 28 ianuarie, 12 preoți ai Arhiepiscopiei au donat sânge. Începând de astăzi, vom face o campanie de conștientizare a preoților, ca la rândul lor să conștientizeze pe înoriașii lor cât de important este să doneze sânge și că pot salva până la 3 vieți cu o singură donare de sânge. Am venit astăzi însoțindu-l pe preasfințitul părinte Damaschin să dăm curaj preoților și înoriașilor, pentru că oamenii sunt puțin speriați de faptul că e o situație epidemiologică care nu permite deplasarea în spații publice chiar așa cum se făcea până acum. Tot joi a donat sânge și managerul Spitalului Județean Suceava, Alexandru Calancea. Pot să vă spun că am avut neplăcuta situație cu pacienți tineri, cu pacienți fără alte probleme, fără comorbidități, care la un moment dat au avut nevoie de sânge și noi nu l-am avut. Vă dați seama ce este în sufletul unui cadru medical care pierde un pacient pentru că nu a avut sângele care trebuia în momentul respectiv. De aceea eu spun că s-a întâmplat lucrul acesta la Spitalul Județean pe parcursul anului 2021 sau în 2020? Nu spun neapărat de Spitalul Județean Suceava, dar spun din experiența pe care o am până în acest moment ca și medic în diferite centre în care am activat. De aceea spun că trebuie să fim conștienți că este un gest simplu pentru noi, dar un gest care poate salva vieți. Nu o viață, ci vieți. Pentru că prin ceea ce donăm noi putem să ajutăm 1, 2 sau chiar 3 pacienți care au nevoie de acel sânge. Stocul de sânge la nivelul actual este nu pot să spun că nu există sânge, dar este la un nivel suficient, deocamdată minim. Deficitar pe grupe deficitare, acum am stocul și mă uit, din păcate cel mai prost stăm pe B3 negativ și pe A2 negativ. Da? Tot timpul RH-ul negativ, am mai zis de fiecare dată, că fiind mult mai rar, evident că și stocul pe aceste grupe este mai rar. Din păcate, noi v-am zis, asigurăm necesarul de sânge pentru toate spitalele județului Suceava. Încercăm să ajutăm și județul Iași pentru pacienții noștri din Suceava care se deplasează la Iași. România este pe un loc nu fruntaș în ceea ce privește donarea de sânge voluntară. De aceea mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au alăturat acestei inițiative a Fundației Umanitare Nord 2001 și dumneavoastră că ați răspuns invitației noastre la demararea acestei acțiuni umanitare, acțiune care a izvorât din inimă pentru inimi. Și alți preoți ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților vor dona sânge în zilele care urmează.